Enigma Otiliei, de George Călinescu. Editura de stat pentru literatură și artă. Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puțin înainte de orele 10, un tânăr de vreo 18 ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinții Apostoli, cu un soi de valiză în mână nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă obosit o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie și întunecată și, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă și foșnitoare ca o pădure. Într-adevăr, toate curțile și mai ales ograda bisericii erau pline de copaci bătrâni. Ca de altfel, în Dobște, curțile marelui sat, ce era atunci capitala. Vântul scutura, după popasuri egale, coamele pomilor, făcând un tumult nevăzut și numai întunecarea și reaprinderea unui lan de stele, dădea trecătorului bănuiala că mari vârfuri de arbori se mișcau pe cer. Tânărul mergea atent de-a lungul zidurilor, scrutând, acolo unde lumina slabă a felinarilor îngăduia, numerele caselor. Uniforma neagră îi era bine strânsă pe talie ca un veșmânt militar, iar gulerul tare și foarte înalt și șapca umflată îi dădea un aer bărbătesc și elegant. Fața era însă juvenilă și prelungă, aproape feminină, din pricina șuvițelor mari de păr, ce-i cădeau de sub șapcă. Dar coloarea măsliniei a obrazului și tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie. Din chipul dezorientat, cum trecea de pe un trotuar pe altul, în căutarea unui anume număr, se vedea că nu cunoștea casa pe care o căuta. Strada era pustie și lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse sau ascunse, în mari globuri de sticlă mată, ca să nu dea căldură. În această obscuritate, strada avea un aspect bizar. Nici o casă nu era prea înaltă și aproape niciuna nu avea cat superior. Însă varietatea cea mai neprevăzută a arhitecturii, operă îndeopște a zidarilor italieni, mărimea neobișnuită a ferestrelor, în raport cu forma ascundă a clădirilor, ciubucăria ridiculă prin garandoare, amestecul de frontoane grecești și chiar ogive, făcute însă din var și lemn vopsit, umezeala care dezghioca varul și uscăciunea care umfla lemnăria, făcea din strada bucureșteană o caricatură în moloz a unei străzi italice. În apropierea mănăstirii și peste drum de ea, o casă cu ferestre înalte era încă luminată. În fața ei staționa o trăsură luxoasă cu doi cai albi, înăuntrul căreia dormea cu capul în piept și cu hățurile în mână, un birjar gros înfășurat în tipicul veșmânt lung și încrețit de catifea. Tânărul ajunse cu greaua lui valiză în chip de balercă, în dreptul ei, și după oarecare examen se opri lăsând puțin jos povara. Casa avea un singur cat așezat pe un parter scund, al cărui geamuri pătrate erau acoperite cu hârtie translucidă, imitând un vitraliu de catedrală. Partea de sus privea spre stradă, cu patru ferestre de o înălțime absurdă, formând în vârful lor câte o rozetă gotică. Deși, deasupra lor, zidăria scotea tot atâtea mici frontoane clasice, sprijinite pe câte două mensole. La fațadă, acoperișul cădea cu o strea șinălată, rezemându-se pe mensole despărțite de casetoane, totul în cel mai antic stil, dar mensole, frontoane și casetoane erau vopsite cu undei ca feniu. Zidăria era crăpată și scorojită în foarte multe locuri și din crăpăturile din fațada casei și trotuar ieșeau îndrăzneți buruienile. Un grilaj înalt și greoi de fier, ruginit și căzut puțin pe spate, dovedea, pe dreapta, existența unei curți în care se zărea prin întuneric atâta frunzii și atâtea trunchiuri, încât întinderea ei deocamdată nu se putea calcula, impresia trecătorului fiind totuși de pădure fără fund. Grilajul avusese o poartă mare cu două aripi, legată acum cu un lanț. O portiță mai mică nu mai era deschisă și pe aceea, luându-și sacul în mână, intră tânărul, după oarecare chipzuială. Ajungând în fața ușii de la intrare, el se codi să urce cele două trepte de piatră și porni spre fundul curții, spre a vedea dacă putea da de cineva în odăile de serviciu. Acolo putu să-și dea seama că partea de din dos a casei avea o înălțime mai mare decât a restului, parter și cat, formând două coridoare suprapuse cu geam lâc. Numai în catul de sus o lampă cu petrol ardea, restul mocnea în întuneric. Tânărul se întoarse spre intrarea din față și medită un mijloc de a-și vesti prezența. Însă nu văzu prin apropiere nicio sonerie și a bate în ușă îi se păru, cum era și natural, o absurditate. Într-adevăr, ușa de forma unei enorme ferestre gotice de lemn umflat și desclea de căldură sau ploaie și bubos de vopsea ca fenie, se întindea la cele două trepte de piatră tocite, în modul convexității până aproape sub streașină. Nici o perdea nu acoperea ochiurile de geam pline de un praf străvechi, pe care se vedeau bine urmele picăturilor de ploaie și ale melcilor fără casă. Neavând alt chip de ales, tânărul apăsă clanța moale și dădu să tragă ușa.
Dar spre spaima lui, ușa cea uriașă se mișcă aproape de la sine, căzând spre el cu un scârțit îngrozitor. Intimidat, așteptă ca lumea din casă, intrigată de zgomot, să năvălească jos. Dar nu se întâmplă nimic. Tânărul intră atunci, încercând să închidă cât mai bine infernala ușă și abia înăuntru făcu uimitoarea descoperire că mânerul de os al unui probabil clopoțel interior atârna în sală. Dar nu îndrăzni să sune numai decât, într-atât îl mira anticamera. Ea era de o înălțime considerabilă, ocupând spațiul celor două caturi la oaltă. O scară de lemn cu două suișuri laterale forma un soi de piramidă în vârful căreia un Hermes de Ipsos, destul de grațios, o copie după un model clasic, dar vopsit detestabil cu vopsea cafenie, ținea în locul caduceului o lampă de petrol cu glob de sticlă în chipul unui astru. Lampa era stinsă, în schimb o altă lampă plină de ciucuri de cristal, atârnată de înaltul tavan, lumina tulbure încăperea. Ceea ce ar fi surprins aici ochiul unui estet era intenția de a executa grandiosul clasic în materiale atât de nepotrivite. Pereții, care spre a corespunde intenției clasice a scării de lemn, ale cărei capete de jos erau sprijinite pe doi copii de stejari, adulterări donateliene, ar fi trebuit să fie de marmură sau cel puțin de stuc. Erau grosolante încuiți și zugrăviți cu șablonul și cu mâna imitând picturile pompeiene și, îndeosebi, profilul prin naive stropituri verzi și roșii. Însă sistemul de perspective și festoane, în loc să fie tratat pe întregul câmp al anticamerei, printr-o optică falsă de zugrav, era tăiat în două secțiuni, corespunzând fiecărui cat, indicând astfel, în chip supărător, lipsa de coeziune a planurilor. În sfârșit, tavanul imita prin zugrăvel casetoanele unui plafon roman. Acest sistem de decorație, precum și crăpăturile lungi și neregulate ale pereților, dădeau încăperii un aer de ruină și răceală. Tânărul, hotărându-se, în fine, trase de mânerul clopoțelului. Atunci un fel de schelălăit metalic răsună de sus ca niște spații mari și goale cu ecou rău. Trecu un timp chinuitor pentru necunoscutul de jos, apoi scara a început să scârție apăsat ca de o greutate extraordinară și cu o iritantă încetineală. Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos, tânărul văzu mirat un omuleț subțire și puțin încovoiat. Capul îi era atins de o calviție totală și fața părea aproape spână și din cauza aceasta pătrată. Buzele erau întoarse în afară și galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi dinți vizibili ca niște așchi de os. Omul, a cărui vârstă desigur înaintată rămânea totuși incertă, zâmbea cu cei doi dinți, clipind rar și moale, întocmai ca buvnițele supărate de o lumină bruscă, dar privind întrebător și vădit contrariat. Unchiul Costache? Îndrăzni să deschidă gura tânărul, pe urmă intimidat refăcu întrebarea. Aici șade domnul Constantin Giurgiuveanu? Bătrânul clipi moale din ochi ca și când n-ar fi înțeles întrebarea, mișcă buzele, dar nu răspunse nimic. Eu sunt Felix, adăugă tânărul uimit de această primire, nepotul dumnealui. Omul spun, părut tot așa de plictisit de întrebare, clipi de câteva ori din ochi, bolborosi ceva, apoi cu un glas neașteptat de răgușit, aproape șoptit, duhnind atâtun, răspunse repede. Nu știu. Nu stă nimeni aici. Nu cunosc. Buimăcit, tânărul stătur locului nemișcat, așteptând o revenire asupra tăgadei. Dar bătrânul, după ce-l privi clipind cu acea deferență hotărâtă cu care îndemn pe un individ să plece, zise din fundul gâtlejului, bună seara, și porni iarăși în scârțâituri îngrozitoare pe scară. Tânărul puse mâna automatic pe mânerul valizei și ieși amețit pe ușa gotică și apoi pe poarta ruginită, trecu prin fața muscalului, care sforea mereu și porni dezorientat înainte. Uimirea liceanului va părea nu se poate mai îndreptățită, dacă vom ști cine era. Se numea Felix Sima și sosise cu o oră mai înainte în București, venind din Iași, unde fusese elev în clasa 8-a a liceului internat. Sfârșise liceul, trecând și examenul de capacitate, și acum venea în București la tutorele său, Costache Giurgiuveanu. Acest Giurgiuveanu, căruia obișnuia din familia îi zice unchiul, era cumnat al tatălui său, care murise de un an. Doctorul Iosif Sima, fost medic militar, apoi demisionat, nu mai avea de mult rude apropiate de sânge. Singura lui soră, soția lui Costache Giurgiuveanu, cel căutat, murise și ea de mult. Văduvel însuși de vreo 10 ani, doctorul își ținuse băiatul mai mult în pensionate și în internate. După o lungă boală plictisitoare, se stinse și el cu satisfacția că copilul e mare și cu viitorul oarecum asigurat. În afară de un oarecare depozit în bani, doctorul lăsa lui Felix o casă cam veche, dar solidă și rentabilă în strada Lăpușneanu. Pentru administrarea acestor bunuri fusese indicat ca tutor unchiul Costache, cumnatul său.
De un an de zile, Giurgiuveanu reprezenta pe Felix în raporturile cu școala, plătea taxele, semna în calitate de corespondent, iar Felix, la rândul lui, îi trimitea știri despre el. De altfel, relațiile acestea nu erau deloc pricinuite de simpla întâmplare a tutelei. Unchiul Costache și verișoara Otilia, care trecea în genere drept fata lui Costache, fuseseră întotdeauna numele cele mai pomenite din casa doctorului Sima și socotite ca simbol al rudeniei apropiate. Felix nu văzuse pe Costache Giurgiuveanu decât cu mulți ani în urmă, ca copil, și tot atunci o cunoscuse și pe Otilia, care era o simplă fetiță. Dar în fiecare an scria la sărbătorile consacrate și în alte câteva împrejurări unchiului Costache, întrebând ce mai face verișoara Otilia, iar Otilia scria unchiului Iosif, întrebând ce mai face vărul Felix. Tânărul fiu al doctorului și Otilia erau astfel în chip oficial, intim prin corespondență și desigur că dacă s-ar fi întâlnit, n-ar fi putut decât să continue și oral stilul familiar din scrisori. Zăpăceala lui Felix era dar explicabilă. Numărul casei îl cunoștea infailibil, iar în casă locuiau unchiul Costache și verișoara Otilia. Rămăsese hotărât în urma unei corespondențe pe care o ținea, nu-i vorbă cu Otilia, că îndată ce va termina liceul, va veni la București în vederea continuării studiilor, urmând să locuiască la unchiul tutor în strada Antim. Îi vestise la vreme printr-o scrisoare și acum era dat să primească acest răspuns ciudat. Felix își cercetă bine memoria spre a vedea dacă nu cumva are o lipsă, dar lucrul era cu neputință. Acela era numărul. Căută mai departe vreun bis și se mai gândi la posibilitatea ca în curtea unchiului să fie mai mulți locatari. Știa însă bine că Giurgiuveanu era proprietar și nu închiria, și un chiriaș de almintere ar fi știut la cine stă. Mai mult munci de ciudățenia acestei întâmplări decât de problema petrecerii nopții în necunoscut, Felix mergea în neștire înspre strada Arionoaiei, când deodată o imagine se fixă în minte. Pe un carton mic, o fotografie vizit, în tonalitate cafenie spărăcită, înfățișa un om cu capul aproape depilat, cu ochii foarte proeminenți și cu buze groase, cu numai câteva fire negre rare, în loc de mustăți. Această fotografie, care se afla pe biroul tatălui său, îi deștepta în minte, nu știa de ce, ideea unui hoț de copii mici. Însă era sigur că fotografia reprezenta pe unchiul Costache. Omulețul de pe scara scârțitoare, mult mai bătrân, era idoma moralmente cu unchiul din fotografie. Un fior necunoscut de experiență rea trecu prin sufletul candida lui Felix. Să nu vrea să-l primească unchiul? Dar de ce? Fără îndoială că nu a lămurit bine. Poate scrisoarea n-a sosit și nu se așteptau să vină așa târziu noaptea. Totuși, spusese răspicat: eu sunt Felix. Cu îndoiala în suflet însă, hotărât, tânărul se întoarse înapoi și, după o scurtă codire, intră din nou în curte și în anticameră și trase de blestematul clopoțel, care răsună pe sus ca un vas de sticlă sfârmat pe podele. După o așteptare chinuitoare, scara a început să scârție greu și bătrânul spân a apărut din nou cu ochii mirați. Ce e? Întrebă el în șoaptă, ca și când nu l-ar fi văzut pe băiat. Glasul acestuia pierit de emoție și inima îi zvâcni cu violență în piept. Încercă să-și adune puterile când o voce cristalină se auzi de sus: dar papa, e Felix! Felix privi spre capătul scării ca spre un cer deschis și văzu în apropierea lui Hermes cel vopsit ca feniu, un cap prelung și tânăr de fată, încărcat cu bucle, căzând până pe umeri. Atunci, bătrânul, ca și când totul s-ar fi petrecut în modul cel mai firesc, fără nicio lămurire asupra atitudinii dinainte, clipind molatic din ochi, cu aceeași duhoare de tutun și același glas fără acustică, zise lui Felix Sima: ia jamantanul și vino sus. Urcarea amândoi pe scara părâitoare și se găsiră într-un soi de antreu pe care tânărul nu a avut răga să-l examineze, rămânând totuși cu sentimentul că mobilele erau toate acoperite cu niște cămăși de materie fumurie. Fata, subțiratică, îmbrăcată într-o roche foarte largă pe poale, dar strânsă tare la mijloc și cu o mare coleretă de dantelă pe umeri, îi întinse cu franchețe un braț gol și delicat. Felix îi strânse mâna și a avut o clipă impulsiunea de a o săruta, însă fata i-o trase cu mult înainte de a lua o decizie și o trecu sub brațul lui stâng. Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare, zise ea volubil, că ai venit. Eu sunt Otilia. Apoi, părându-i se că tânărul nu reacționează destul de călduros, întrebă, întorcând fața spre el: oare nu-ți pare bine? Ba da, răspunse sfios Felix, contrariat că nu vine nimeni să ia valiza din mână. Condus de Otilia și urmat de bătrân, Felix intră într-o odaie foarte înaltă, încărcată de un fum des și înțepător de tutun, ca o covertă de vapor pe Marea Nordului. În mijlocul ei, la o masă rotundă prevăzută cu o lampă mare de petrol cu glob de sticlă mată, se aflau, într-un joc de table, trei persoane care, la deschiderea ușii, ridicară capul în felurite grade de curiozitate. Erau două femei și un bărbat.
Bătrânul merse și ocupă scaunul rămas gol de lângă ceilalți, în vreme ce Otilia conduse pe Felix de-a dreptul la masă, prezentându-l. E Felix," zise ea, oprindu-se în fața bărbatului care tocmai aruncase zarurile. Acesta ridică numai decât capul și întinse mână. Era un om cam de vreo 50 de ani, oarecum voluminos, totuși evitând impresia de exces, cărnos la față și rumen ca un negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietura englezească a mustății cărunte. Părul rar, dar bine ales într-o cărare care mergea din mijlocul frunții până la ceafă, lanțul greu de aur, cu breloc la vestă, hainele de stofă fină, parfumul discret în care intra o nuanță de tabac, toate acestea reparau cu desăvârșire, în apropiere, neajunsurile vârstei și ale corpolenței. Pascalopol, se recomandă el cu o ceremonie care trăda creșterea lui aleasă, reținând ceva mai mult mâna tânărului intra sa, spre a-l examina. Îl privi fără excesivă cordialitate, chiar cu oarecare umbră de ironie îndepărtată, însă cu o politețe grabnică, respectoasă. Va să zică dumneata ești Felix de care ne-a vorbit atâta domnișoara Otilia. Este băiatul doctorului Sima de la Iași, completă în șoaptă bătrânul, frecându-și mâinile cu un râs prostesc. Da, da, da. Părând a căuta în memorie și cu un zâmbet grațios care îi descoperi o dantură bine reparată, abandonă ușor mâna tânărului. Otilia opri pe Felix în fața femeii mai mature. Era o doamnă cam de aceeași vârstă cu Pascalopol, însă cu părul negru pieptănat bine într-o coafură japoneză. Fața era gălbicioasă, gura cu buzele subțiri, acre, nasul încovoiat și acut, obrajii brăzdați de câteva cute mari, acuzând o slăbire bruscă. Ochii erau bulbucați ca și aceia ai bătrânului, cu care semăna puțin și avea de altfel aceeași mișcare moale a ploapelor. Era îmbrăcată cu o bluză de mătase neagră cu numeroase cerculețe strânsă la gât cu o mare agrafă de os și sugrumată la mijloc cu un cordon de piele în care se vedea prins de un lănțișor urechea unui cesuleț de aur. Doamna care juca table cu Pascalopol în vreme ce ceilalți o priveau, ridică o față scrutătoare și examină din cap până în picioare pe Felix, ridicându-și în același timp, cu multă demnitate, mâna spre a-i fi sărutată. Hm, spuse arțăgos și cu un glas răgușit în forte. Dar ești flăcău în lege. Intră la universitate, Aglaie, lămuri bătrânul cu același supărător glas tins, însoțit de râsul fără rost. Da? Se miră sumbru doamna și-și continuă jocul cu Pascalopol. E tanti Aglaie, sora lui papa, explică Otilia lui Felix văzându-l cam nedumerit. De unde să mă cunoască? Întreba Aglaie. Când a murit măsa era numai atât, de atunci nu l-a mai văzut. Tu ți-l amintești, Aurico? Rușinat de bruschețea expresiunii măsa și de familiaritatea cu care oameni aproape străini vorbeau de familia lui, Felix privi sfios la acea pe care o chemau Aurica. Era o fată cam de 30 de ani, cu ochii proeminenții ca și aia Aglaiei, cu fața prelungă, sfârșind într-o bărbie ca un ac, cu tâmple mari, încercuite de două șiruri de cozi împletite. Ședea cu coatele pe masă și cu capul între palme, privind jocul celor doi. La apropierea lui Felix, ridică ochii fixând cu avidă curiozitate pe tânăr și întinzându-i la buze o mână arcuită. E verișoara Aurelia, comentă Otilia. Lui Felix, numele acestea îi erau vag cunoscute, dar nu și amintea să mai fi văzut vreodată persoanele. Îl supără de altfel grozav ridicula valiză pe care o trecuse în mâna stângă, neavând răgazul să o așeze undeva. Otilia, sfârșind prezentarea, părăsi brațul lui Felix și se rezemă de scaunul lui Pascalopol întrebând. Cum merge? Prost, domnișoară Otilia, zise acesta întorcând un cap galeș spre speteaza scaunului său. Rămas singur, Felix căută o scăpare din această ciudată situație și se retrase spre fundul odăii unde în semi-obscuritate se zărea o canapea de pluș roșu. Văzându-se uitat de toți, își lăsă în sfârșit valiza în jos și se așeză. O tuse apropiată îl făcu să tresară speriat. Abia atunci observă că în apropierea sa, la o măsuță, se mai afla un om. Un bărbat în vârstă, cu papuci verzi în picioare și cu o brobadă pe umeri, țintind atent. Avea mustăți pleoștite și un mic smoc de barbă. Individul ridică asupra lui Felix niște ochi grozav de spălăciți și lăsa apoi asupra măsuței fără să scoată o vorbă. Abia după ce se mai adaptă obscurității, Felix constată cu surprindere că domnul cu broboadă broda cu lână de felurite culori o bucată de etamină întinsă pe un mic gherghef. Proaste zaruri, bombănia Aglaie. Apoi, după o pauză, dar Costache, la cine o să stea băiatul? Dar Costache, la cine o să stea băiatul? La noi, explică Otilia. Ședea acum cu o coapsă pe marginea fotoliului bătrânului, jucându-și ca o pendulă piciorul în vreme ce mâna stângă îmbrățișase capul vădit mulțumit al acestuia. Așa? Se mira Aglaie. N-am știut. Face azil de orfani. Dar Felix are venitul lui, protestă Otilia. Nu-i așa, papa? Are, bolborosi Moș Costache privind ca un protejat în ochii Otilii, care îi scutura un fulg de haină.
Atunci faceți pensiune, continuă implacabil Aglaie. O să aibă Otilia cu cine se distra. Ce zici, Pascalopol? Pascalopul își mușcă puțin buza de sus, cam schimbat la față, dar lovind zarul le răspunse conciliant. Așa ești dumneata cu Ana Aglaie, malițioasă. Otilia sărise acum de pe scaunul lui Moș Costache, pe acela lui Pascalopol, pendulându-și aici piciorul. Această prezență a avut efecte tonice asupra jucătorului, fiindcă a început să manevreze cu mai multă vigoare. După câteva mutări repezi, își retrase mâinile, notificând cu un râs sonor de om gras. În golinie. În vreme ce Aglaia reîntocmea jocul, Pascalopul contempla pe Otilia. Aceasta îi potrivea acul cu perlă din cravată, îi scutura ușor umerii privindu-l cu o grațioasă maternitate mereu atârnată pe marginea scaunului. Deodată, privind spre mâinile albe și încărcate de inele ale lui Pascalopul, se entuziasmă. Vai ce inel frumos, nu l-am mai văzut! Inelul în chestiune era petrecut pe degetul cel mic al mâinii stângi, cam spre vârful lui, deși degetul era destul de fin. S-ar fi părut că bijuteria nu era pe măsura proprietarului și era pusă acolo numai spre păstrare. Era un inel simplu, însă cu un foarte frumos safir, încadrat într-un număr de mici perle, ca un miez de floare între corole și apoi elegant strâns câteva foi de aur. Pascalopul îl scoase cu o grabă extraordinară și îl întinse Otiliei, rugându-o cu toată afecțiunea teatrală pe care un om matur e în stare să o pună în glas. Te rog să-l iei! Otilia îl așeză pe inelarul mâinii drepte și, ridicându-și brațul subțire în dreptul lămpii, zise exaltată. E superb! Apoi trecu lângă bătrân, sub ochii căruia îl pusese, îmbrățișându-i umărul cu mâna stângă. Nu-i așa, papa? Bătrânul privi avid cu ochii lui bulbucați și din buzele sale groase emise invitația șoptită. Ia-l, ți-l dă ție! Prin ochii Aglaiei și ai Aurichii trecură fulgere scurte. Nu ți-e rușine, Costache, lăsați omului inelul! Poate e vreo amintire! În loc de orice protest, Otilia întinse inelul lui Pascalopol. Acesta însă îi prinse mână. Te rog să-l iei, pentru dumneata l-am adus. Dar am uitat, mi-ai vorbit de safir ca de un porbonor al dumitale. Zicând acestea, Pascalopol îi strecură inelul în deget și, ținându-i brațul, îl sărută în apropiere de cot. Ascultă, Pascalopol, izbucnia Aglaia iritată. Joci sau nu joci? Văd că te zbenguiești cu fetele. Simioane, strigă ea. Apoi aruncându-și ochii spre fundul odăii. Tu ce faci acolo? De ce nu te duci să te culci? Omul cu brobadă și mic barbișon, care broda și scruta din când în când pe Felix, scoase un scurt mormăit. Zarurile începură din nou să cadă. Părăsit de toți, obosit, Felix examina modul în care căzuse. Otilia îl surprinsese de la început și n-ar mai fi putut spune ce sentiment nu trea față de dânsa, dar simțea că are încredere în ea. Fata părea să aibă 18-19 ani. Fața măslinie, cu nasul mic și ochii foarte albaștri, arăta și mai copiloroasă între multele bucle și gulerul de dantelă. Însă, în trupul subțiratic, cu oasele delicate de ogar, de un stil perfect, fără acea slăbiciune subtă și pătrată a Aureliei, era o mare libertate de mișcări, o stăpânire desăvârșită de femeie. Moș Costache o sorbea umilit din ochi și râdea din toată fața lui spână când fata îl prindea în brațele ei lungi. Fata avea, era limpede, toată inițiativa și Costache era un simplu satelit al voinței ei. Însă Otilia nu făcea niciun gest care să pară îndrăzneț, nu scotea nicio vorbă nechipzuită. Totuși, pe Felix, familiaritatea ei, oricât de copilărească cu Pascalopol, îl nemulțumi. Lui Felix, apariția Otiliei îi dădu un sentiment inedit, de mult presimțit. Nu avusese până acum nicio intimitate cu vreo femeie. Mama sa murise de mult de când el era în școala primară și nu avea atunci destulă complicație sufletească spre a o cunoaște mai bine. Ea era o fire bolnăvicioasă și iritabilă și stătea mai toată vremea întinsă pe o canapea în odaie, citind câte o carte deschisă, strigând și poruncind slugilor prin ușa întredeschisă. Cu multe săptămâni înainte de a muri, ea dispăruse de acasă și Felix înțelegea acum că doctorul Sima, tatăl său, o internase în vreun sanatoriu. Doctorul mânca la masă, împreună cu copilul, sumbru, fără să scoată o vorbă, mângâind numai la plecare băiatul pe păr și întrebându-l dacă e bine și n-are nevoie de ceva. Într-o seară, doctorul Sima, după o lipsă de o zi întreagă, în care slugile se purtară față de Felix cu o ciudată stimă compătimitoare, veni palid și obosit îmbrăcat în negru. Îl chemă grav pe Felix, îi cuprinse amândouă mâinile într-ale sale și vorbi astfel. Felix, ești destul de mare și de cuminte ca să-ți spun o imensă veste tristă. Mama ta n-are să mai vie niciodată acasă. Mama ta s-a prăpădit. Doctorul îngălbeni și mai tare la solemnitatea propriilor lui cuvinte și strânse puternic mâinile copilului spre a-i ocroti izbucnirea. Dar vestea era prea tare pentru experiența sufletească a lui Felix. El înțelesese doar atât, că ceva foarte neobișnuit se petrecea în casă și lăsă capul în jos. Doctorul continuă. Mâine, când te duci la școală, spune domnului institutor că n-ai să mai vii. Vei merge într-un pensionat.
Toată noaptea Felix fu chinuit de o agitație nemaiavută, care îi sfărmă somnul. Nu era nici durere propriu-zisă, nici frică, ci acel zbucium al necunoscutului pe care l-ai în noaptea dinaintea plecării pentru totdeauna într-o țară îndepărtată. A doua zi intră în clasă cu mâna îndoliată și se așeză în bancă cu pelerina pe el, în așteptarea numai a institutorului. A murit mama mea, explică el colegului de bancă intrigat. A murit mama ta? Se mira acela ca de un eveniment onorabil. Da. Lui Simai a murit mama lui, strigă pițigăiat colegul de clasă. Copiii se strânseră în jurul lui Felix privindu-l cu mare curiozitate. Și acum nu mai vii la școală? Nu. Copiii erau prea mișcați să încerce vreun sentiment de compătimire. Ei erau doar izbiți de acest privilegiu al lui Felix de a nu mai veni la școală. Când intră institutorul, un om de treabă, stors la față, care își ridica mereu pantalonii prea lungi, copiii lămuriră neîntrebați. Domnule, lui Simai a murit mama lui! Institutorul își împreună mâinile sincer emoționat și se apropie de banca lui Felix în vreme ce copiii, în loc să se ducă la locul lor, făcuseră cerc în jurul băncii eroului. Ce spui? Bietul băiat, ce nenorocire! Și acum nu mai vii la noi? Nu! Îmi pare foarte rău! Ce nenorocire! Lui Sima privirile acestea respectoase ale tuturor îi alterară sentimentul de tristețe care sta nelămurit în adânc și îl prefăcu într-un soi de mândrie de a fi obiectul de atenție al lumii. Institutorul îl mângâie. Poate că te așteaptă tatăl tău. Să-i spui domnului doctor Sima că regret foarte mult. Așa, drăguță. Și institutorul întinse mâna lui Felix și îl conduse cu atenție la ușă, cum conduci un paralitic. Copiii urmăriră pe Felix cu admirație nemaipomenită, fără umbră de durere. Felix însuși îl privi mut, atât de cuprins de noutatea situației lui, încât acest sentiment nu mai avea niciun nume. Abia cu câțiva ani mai târziu, văzând pe alți colegi trecând pe drum cu mamele lor, Felix începu să mediteze asupra sentimentului care nu se născuse, fiind întrerupt la o vârstă nepăsătoare. Cu fotografia mamei sale înainte, el încercă să reconstruiască un sentiment pierdut, interpretând vechi amintiri. Din păcate, era prea târziu. Fotografia rămânea unei ființe îndepărtate, pe care abia o cunoscuse.